În România, aproximativ 25% dintre copiii născuți în fiecare an au nevoie de intervenție în recuperarea motorie în primul an de viață. Pe lângă aceștia, sunt mulți alți copii care trebuie să facă recuperare timp de mai mulți ani. Dar la nivel național există doar 25 de centre de stat de recuperare pediatrică la care se adaugă cele private. Că ar fi nevoie de mult mai multe astfel de centre, de medici de recuperare și mai ales de kinetoterapeuți pediatri, se observă din listele de așteptare lungi care s-au creat la centrele existente. Lista de așteptare în centrele de recuperare are legătură cu personalul calificat, are legătură de fapt cu lipsa personalului calificat, o lipsa a personalului cu care ne confruntăm de mai mult timp, este ceva cu care cred că tot sistemul medical din România luptă zilnic, de la medici, asistente, infirmiere, terapeuți, chiar și experți în management, pentru că și am înțeles că și asta se caută. Este o problemă pe care noi încercăm în pătrățelul nostru să o rezolvăm desfășurând programe academice în centru cu studenți și oferindu-le posibilitatea să intre în sal de terapie, să vadă cum arată o ședință de terapie, că e logopedie, psihologie, kinetoterapie. Colegul meu, Nicolae Iulian, chiar ține seminarii la Facultatea de Kinetoterapie a UNEFS-ului, tocmai pentru a aduce cumva partea de recuperare pediatrică mai aproape de viitorii kinetoterapeuți. Lipsa de specialiști, în schimb, este o criză. Da, este o criză la fel de mare ca și COVID-2019, dacă mă întrebați pe mine. Deci e o criză de kinetoterapeuți în mod special? Este o criză de... Noi simțim efectele negative ale crizei de kinetoterapeuți pediatri și chiar dacă știm că este un domeniu un pic mai special, pediatria, nu considerăm că este un rezultat normal să nu putem să găsim terapeuți care să intre în acest domeniu. Din păcate, doar 25% dintre cei care termină facultatea de kinetoterapie merg înspre kinetoterapie în medii spitalice sau centre de recuperare, ceea ce este foarte puțin. Este un efect negativ al lipsei de educație vocațională sau de consiliere vocațională. Sunt lucruri un pic pe un alt palier care încercăm să intervenim și acolo cu posibilitățile noastre ca ONG și cu cunoștințele noastre ca și specialiști și formatori. Există listă de așteptare. Există listă de așteptare pentru burse de terapie, copii care au nevoie de compensare a costurilor de terapie și asta este datorită lipsei de sponsori și donatori, sponsorii mergând totuși înspre alte direcții sau marea majoritate dintre ei înghețând toate bugetele de CSR și de sponsorizare. Nu aș spune că este un blocaj, dar este un punct destul de sensibil momentan și încercăm să redăm drumul roților, să încercăm să avem toate aceste instrumente care ne pot conferi o activitate corectă și beneficiu pacientului în centru. Și mă refer la corect din punct de vedere a unui serviciu de recuperare terapeutică de calitate și responsabil. De cât specialiști ați avea nevoie în centru, apropo de penuria existentă, și dacă știți și la nivel național cam care ar fi penuria în momentul de față? Noi, de exemplu, avem momentan o echipă formată din 20 de terapeuți și am avea nevoie de încă 7. Deci dacă luăm procentual, un procent destul de mare, și eu cred că acesta este și analiza la nivel național, nu mai departe de analiza sistemului medical, vă spun, nu este o altă poveste, este aceeași poveste, doar că vorbim de meserii diferite.
Ați vorbit de o listă de așteptare. Cât de lungă este această listă? Adică mă refer dacă se întinde pe mai multe luni din momentul în care pacientul, familia, copilului solicită ajutor, cât timp durează până când poate el beneficia? Dacă vorbim de un bebeluș mic, este total incorrect pentru el să zicem să ne vedem peste 3 luni. În 3 luni se pot întâmpla foarte multe copilul acela. Deci, lista de așteptare în general este foarte dinamică. Încercăm să o acoperim cât putem de repede. Încercăm să explicăm părinților că cumva totul este flexibil și ei trebuie să înțeleagă că există o anumită flexibilitate a programului, pentru că în centre de recuperare pediatrică nu trebuie să aștepți când vii cu copilul, trebuie să intri direct în ședință, trebuie să ai o continuitate, trebuie să lucrezi cu terapeutul tău sau maxim cu doi terapeuți și, bineînțeles, trebuie să ai un program de care și tu acasă să te ții de acel program ca copilul să poată să răspundă programului de terapie. Deci, cumva, încercăm să facem un management al listei de așteptare destul de pro-părinte pentru a răspunde cât mai repede întrebărilor părinților. Centrele de recuperare pediatrică în România sunt suficiente în momentul de față? Mă refer și la cele de stat și la cele din sistemul privat. Acoperă nevoia existentă? Nu cred că se acoperă nevoia existentă. Dacă vorbim de București, există foarte multe posibilități de a face recuperare, că e vorba de adulți sau că este vorba de pediatrie. Noi am făcut un studiu împreună cu cei de la UNICEF asupra, un studiu național, să vedem un copil cu un diagnostic neurologic în județul lui, unde ar putea să vadă un neurolog, un ortoped, unde ar putea să meargă la recuperare sau dacă are nevoie de dispozitive medicale, de unde le poate cumpăra. Iar această hartă este destul de săracă, centrele sunt destul de puține și mai ales centre specializate pe pediatrie sunt foarte puține. Ceea ce noi încercăm să facem este să comunicăm foarte mult și să explicăm importanța unui centru specializat pentru pediatrie și a unui terapeut specializat pe partea de terapie. Să nu mai vorbim de modul în care arată un cabinet, că una este să arate pentru un copil, alta pentru un adult. Deci nu e vorba doar de estetic, ci este vorba de specializare și de cursuri. Există această hartă interactivă pe site-ul nostru și oricine poate, și pe site-ul UNICEF, oricine poate să o acceseze. Dar la fel, cred că s-ar deschide mult mai multe centre dacă ar exista personal calificat, dornic să rămână într-un centru. Acest traseism, această mobilitate crescută a locurilor de muncă, care e un factor de care noi ne lovim acum în mult timp și este o problemă socială, nu este doar pe partea sănătate, este un lucru care într-un cabinet de recuperare sau într-o clinică de recuperare n-ar trebui să apară. Copilul, în momentul în care începe să lucreze cu un terapeut și pe parcursul recuperării lui, care durează poate 2 ani, schimbă 3 terapeuți pentru că ei și-au schimbat locul de muncă, pentru acel copil este un dezavantaj. Și atunci chiar consider că cei care lucrează în acest domeniu ar trebui să analizeze foarte bine toate cerințele acestui loc de muncă, acestei meserii, pentru că nu poți să schimbi un terapeut unui copil de foarte multe ori și tu ești pus într-o poziție destul de sensibilă în momentul în care explici părintelui. Da, mobilitatea este mare pe piața forței de muncă, dar pe părinte nu-l interesează asta. Părintele are nevoie de o continuitate a programului și a persoanei. Câte centre avem la nivel național? De recuperare sunt aproximativ 25 de centre de stat, iar private sunt într-adevăr mai multe, astfel la nivel de cabinet. Asta înseamnă că lucrează un terapeut într-o sală. Și asta vorbim special pentru copii. Da. Și ar fi nevoie de Ar fi nevoie de mult mai mult, ar fi nevoie și în orașele mai mici de centre de recuperare, ar fi nevoie de medici de recuperare, ar fi nevoie de medici ortopezi, pediatri, ar fi nevoie de medici neurologi, pediatri. Nevoia este la nivel național. Tocmai asta și dorește UNICEF cu acest studiu la care noi am participat și pe care l-am efectuat noi, să tragă un sistem de alarmă la nivel național.